Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Mă bucur că există un model, acum nu mai putem spune, nu, domnule, așa ceva n-are cum să meargă. Nu, domnule, așa ceva merge. Ați simțit asta? Da, categoric, da. Există o divinitate, o putere, Dumnezeu lucrează pe mâinile noastre și ne ajută să, atunci când crezi. Vă mai rugați câteodată? Mă rog așa cum știu eu să mă rog. Și întrebarea pe care eu mi-am pus-o a fost, cum fac să fac 50.000 de dolari pe lună muncind 3 ore pe zi? În Anglia am fost nu de mult și în fiecare magazin simplu de la colțul străzii exista un raion special pentru vegani și vegetarieni. Copiii, imediat după naștere, au nevoie de aceste trei necesități. Afecțiune, atenție și în special siguranță. Treceți la confiscări, treceți la interogatorii, treceți la judecată pe bază de probe. Și trimiteți-i pe toți în pușcărie, odată, într-un concert. Sunt Cornel Drăgoșan, o seară minunată. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în direct în această seară. Inima este plină de bucurie pentru că vă revăd prin intermediul acestor unde și pentru faptul că suntem în studio depășind o perioadă destul de dificilă din viață cu acest virus complicat despre care o să vorbim în seara asta, dar mai întâi niște știri. Domnul președinte Klaus Iohannis a promulgat astăzi o lege care modifică procedura adopției, transmite Agerpres. Prin modificările aduse, cadrul normativ în materie adopției este revizuit, fiind flexibilizată procedura de evaluare a adoptatorilor și a etapei de monitorizare post-adopție. Totodată se elimină din procedură identificarea rudelor de până la gradul al patrulea în cazurile în care planul individualizat de protecție a copilului are ca finalitate adopția. Se flexibilizează procedura de adopție pentru copiii care au împlinit vârsta de 14 ani, precum și a grupurilor de frați care nu pot fi separați. Rudele copilului vor fi căutate o singură dată și doar până la gradul al treilea, fiind scurtate perioadele în care ei rămân în sistemul de protecție. De asemenea, copiii care au inclusiv peste 14 ani vor rămâne adoptabili până la majorat. În lege sunt introduse și măsuri pentru părinții adoptatori, fiind prelungită perioada de valabilitate a atestatului de adoptator de la 2 la 5 ani. De asemenea, concediul de acomodare și indemnizațiile pe care aceștia le primesc sunt aliniate cu cele ale părinților biologici. În cazul în care adoptatorul sau familia adoptatoare aparține minorităților naționale, evaluarea și pregătirea se pot face la cerere în limba minorității naționale respective. Iată, dar, doamnă și domnilor, o veste bună pentru părinții care vor să adopte. Se simplifică această procedură extrem de complicată până astăzi. Doamne ajută! Premierul României, domnul Ludovic Orban, anunță câteva lucruri interesante despre vaccinare. Campania de vaccinare nu va fi obligatorie, zice domnul premier. Autoritățile nu pot să oblige pe cineva să se vaccineze. Noi putem să le arătăm toate avantajele vaccinării. Noi putem să încercăm să-i convingem să se vaccineze, dar evident nu putem obliga pe cineva să se vaccineze. Sigur că vaccinarea e cea mai bună soluție pentru ca cineva să nu contacteze această boală. O campanie reușită de vaccinare este cea care poate să ne conducă la revenirea la normalitate într-un timp de orizont rezonabil. Orban este optimist în privința ieșirii României din această criză medicală. El spune că suntem aproape și că se vede luminița de la capătul tunelului. Premierul a desemnat deja conducerea Comitetului Național al campaniei de vaccinare, un organism care va fi condus de colonelul Valentin Gheorghiță, medic militar. Iată, dar clarificări în legătură cu vaccinarea, au început toți conspiraționiștii să spună că ne forțează, ne vaccinează ca pe vaci și așa mai departe. Iată că premierul spune că nu va fi obligatorie. Urmează rubrica Smile Moment. Am găsit o imagine pentru dumneavoastră foarte frumoasă. A trecut nepotul pe la noi, ne-a pictat casa 3D, de două zile căutăm intrarea. Da. Arta poate să facă minuni.
urmează rubrica Internautica. Avem o întrebare pentru dumneavoastră în seara asta, la care vă invităm să ne răspundeți în live-ul de pe Facebook. Și anume, întrebarea este următoarea. Cum a fost perioada în care ați fost bolnav de COVID-19? Dacă ați fost bolnavi. Dacă ați fost bolnavi. Se adresează doar celor care au fost bolnavi. Pentru că sunt din ce în ce mai puțini români care să nu aibă măcar o cunoștință foarte apropiată care să se fi îmbolnăvit. În această seară, știrea cea mai bună este că împreună cu noi se află domnul asistent universitar dr. Mihai Tudor Gavrilă, medic primar, ortopedie și traumatologie. Bună seara, domnule doctor, bine ați venit. Bună seara. Vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o de a fi aici alături de dumneavoastră. Eu vă mulțumesc. Onoarea este de partea mea, să știți. Eu și soția vă urmărim emisiunile și suntem încântați de calitatea mesajului și a celor pe care le aduceți. Vă mulțumim foarte mult. Ne încântă faptul că oameni de valoare ca dumneavoastră ne urmăresc. Și dintr-o întâmplare am văzut o postare pe pagina noastră de Facebook care m-a tulburat pentru că erați internat în spital și am zis, domnule, trebuie să facem o emisiune în care să conștientizăm pe dragii noștri frați români care încă sunt revoltați din cauza știrilor și din cauza măsurilor economice care s-au luat și odată cu această revoltă neagă realitatea acestui virus care face ravagii printre noi. Și nu spun cuvinte mari când spun face ravagii. Dar înainte să vedem puțin contextul, să aflăm puțin despre dumneavoastră, domnule doctor, când ați știut că veți fi medic? Cumva am fost programat, să zic așa, de părinții mei. Ei doreau să fiu medic și adevărul este că, analizând așa opțiunile, medicina a fost lucru care m-a atras cel mai mult. Chiar vorbeam așa, făceam o butandă, că spuneam înainte de a da la facultate, mă gândeam că am trei posibilități. Să devin pastor sau preot, soldat sau medic. Și pastor sau preot, nu simțeam chemarea aceea specială din partea lui Dumnezeu. Aveam sentimentul că le-aș vinde oamenilor niște vorbe. Deci nu aveam chemarea respectivă. Soldat nu puteam deveni că țara nu era în pericol, așa că m-am făcut doctor, care le cuprinde și pe celelalte două. Ați avut de mic plecare spre domeniul acesta al vindecării, al interacțiunii cu oamenii bolnavi, să simțiți ceva pentru omul bolnav? Am avut o mamă care a avut această înclinație, deci ea nu putea să treacă pe lângă cineva în suferință și să nu-i aline suferința cumva sau să nu-l ajute cumva. Mama mea era studentă la medicină în ultimul an când m-a născut pe mine aici, în București, la Spitalul Filantropia, după care părinții s-au mutat în Constanța. Eu am crescut acolo, am făcut facultatea Ovidius acolo și la terminarea facultății am dat rezidențiatul. La vremea respectivă se scoseseră foarte multe locuri de medicină de familie și am prins medicină de familie, dar nu m-a satisfăcut. Am dat din nou și am intrat, am prins primul loc aici în București, erau 10 locuri atunci, am luat primul loc pe București ortopedie și am urmat această carieră. Când eram în primii ani de rezidențiat în România, a venit un medic de familie american, el vrea să organizeze o clinică pentru oamenii care nu aveau posibilități și mi-a povestit că are un prieten ortoped care ar vrea să vină într-un spital public. Eu am vorbit cu șeful nostru de secție care a fost încântat, s-a realizat legătura, respectiv a venit, a stat câteva zile la noi, ne-a arătat niște tehnici, ne-a adus niște, mă rog, niște instrumentar și mi-a spus, trebuie să vii și tu la mine să vezi cum se lucrează la noi, dar trebuie să stai minim 6 luni până la un an. Și i-am spus, eu sunt rezident la salariul care l-am și cu ajutorul părinților pot să mă duc și să mă întorc, dar de stat sub nicio formă. Și el a zis, nu e nicio problemă, o să mă ocup eu de asta. Și cam la un an și ceva după întâlnirea asta am reușit să ajung acolo. În ce loc? În Nashville, în Tennessee. În Tennessee. Da, era un medic excepțional. Deci n-a văzut niciodată un medic care să fie atât de rapid, atât de precis și atât de pasionat de ceea ce făcea și cu un spectru destul de larg de patologii. El era supra-specializat pe chirurgia omului și cumva mi-a indus și mie această pasiune.
în România nu e foarte dezvoltată această idee de supra-specializare pe anumite nișe, abia acum se conturează. Și am fost acolo, el mi-a plătit cazarea, esteam în niște căsuțe speciale, mă rog, era un complex din asta de căsuțe, stăteam cu încă doi băieți, dar costurile le-a acoperit el. Mi-a cumpărat și o mașină, un Mini Cooper S. Așa eram... Și a fost un fel de mentor din toate punctele de vedere pentru noastră. Și îmi dădea $100 pe săptămână, bani de mâncare și de benzină. Pentru că fără mașină acolo, deci nu existau trotuare în zona unde și eram. Și nu v-ați gândit să rămâneți în America? Nu. Chiar asta vorbeam cu... Am stat 5 luni, pentru că statul american îți dă 6 luni, cam asta e perioada, după care e destul de complicat dacă... Sau ce puțin atunci, dacă depășeai, te luau la ochi. Și atunci am zis, nu vreau să intru în conflict cu nimeni, 5 luni, mai bine mai puțin și să mai pot să vin și altă dată decât să forțez notă. Oricum, când am ajuns acolo și am zis că stau 5 luni, imediat m-a chemat deoparte, cine e, ce cauți, de unde vii, ce intenții ai... S-a făcut că cotrobuie puțin prin bagaje, pe aia m-a lăsat în pace. Așa, deci n-am vrut să-mi zic deci că în aceste 5 luni, practic, v-ați făcut o specializare pentru ortopedie, traumatologie? Mi s-au deschis ochii, nu pot să zic că am făcut o specializare. Pur și simplu am văzut o altă lume. Am văzut că se poate și altfel. Am văzut fabrica americană, medicală. Pentru că, efectiv, era o fabrică. Deci, cabinetul lui avea așa un hol lung, cu mai multe camere și pacienții intrau pe rând și aveau niște numere, cât un laptop la, cât un calculator, că pe vremea nu erau laptop, cât un calculator la intrarea în dreptul fiecărei uși cu pacientul respectiv, cu datele lui. Noi ăștia care învățam, intram înainte, întrebam 2-3 lucruri, le spuneam medicului, el când intra deja știa despre ce e vorba. Deci era așa un rid foarte, deci vedea vreo 40 de pacienți pe zi. Dar era extrem, asta e eficiența americană. Foarte tare. Bun. V-ați întors în România cu un suflu nou, cu tehnici noi. Spuneați de rămas acolo. Că m-au întrebat, nu te bate gândul să rămâi acolo? Și am zis, păi mă bate Dumnezeu dacă rămân aici, că trebuie să am un motiv foarte serios. Că eu în România am și ce mânca, am unde sta, sunt cineva, sunt medic până la urmă. Deci chiar nu am simțit niciodată nevoia de a rămâne. Deci vreau să învăț să mă întorc la mine. Dacă cumva o fi, Doamne, ferește, o persecuție, un război, eu știu, calamitate, atunci da, am o justificare. Dar interior eu n-am avut niciun fel de justificare. Și mi-aduc aminte ce spunea un profesor universitar, domnul profesor Socoteanu, de chirurgie cardiovasculară, spune așa, că bine e cu Dumnezeu în țară, bine e cu Dumnezeu în afară. Rău e fără Dumnezeu în țară, rău e fără Dumnezeu afară. Și eu am simțit că Dumnezeu mă vrea acolo. Chiar mi-a zis o americană, tu ești un om bogat. Și zic, da, sunt un om bogat, pentru că am tot ceea ce îmi trebuie. Nu am motive să... Toată viața ați fost credincios. Pot să zic că toată viața. Acum nivelul de cunoaștere a diferit. La început, cum e posibil puțin. Ca un om de știință ca dumneavoastră, asistent universitar, medic primar, ortoped, traumatolog și medic de familie, toate acestea îngemănate, să poată să fie în același timp și un om cu o credință mare în Dumnezeu? Pentru că, în general, în mintea unor oameni, știința și credința se cam exclud, că domnule, aici noi nu facem rugăciune, aici facem știință și așa mai departe. Cum ați armonizat această chestiune în sufletul dumneavoastră? La mine a fost un firesc, niciodată n-a existat un conflict între cele două. Culmea este că, să vă dau un exemplu, când s-a ajuns pe lună, doi oameni au coborât pe lună, Neil Armstrong și Aldrin Buzz. Neil Armstrong era un agnostic, Aldrin Buzz era un om credincios. El s-a împărtășit, puțin oameni știu, dar el s-a împărtășit acolo când a ajuns pe lună. Avea o capsulă specială oferită de reverendul lui și el s-a împărtășit pe lună. Deci prima mâncare care s-a mâncat pe lună a fost în comuniunea care el a luat. Și el a fost un om credincios. Deci sunt oameni care sunt agnostici sau, eu știu, văd... Pur și simplu nu sesizează această dimensiune spirituală, alții care sesizează. Și sunt o mulțime de astfel de oameni. Chiar era o carte scoasă de un evreu, 100 de ani de premiu Nobel, în care analiza între 1900 și 2000
toate personalitățile care au luat premiul Nobel pe toate specialitățile. Și le făcea diverse evaluări, printre care era și religia, viața religioasă. Cam vreo 70%, 75% erau creștini, 20% erau atei și vreo 20% evrei. Mă rog, era, cam așa era procentul. Deci nu cred că poate să existe un conflict. Eu știu cum mă simțeam la ora de histologie când ne punea la microscop și începeam să mă uit la celulă, parcă eram într-o sală de concert, așa, făcea o liniște și eram uimit de ce vedeam acolo. Era o încântare. Deci n-am văzut niciodată un conflict. Am văzut, nu știu, mâna Creatorului. Am văzut că eram invitat în casa Creatorului. Deci n-am sesizat să existe un conflict între știință și religie. În activitatea dumneavoastră, ca medic traumatolog, ortoped, aveți uneori momente dificile, momente grele în operație, când poate scade tensiunea bolnavului, când poate operația durează mai mult decât trebuie, poate trebuie sânge, poate... Ați avut momente din acestea dificile în care ați simțit că este o putere din afara dumneavoastră care vă sprijină, vă ajută, conduce lucrurile? Întotdeauna. Hai să zic că poate în momentul operației sunt prea ocupat. Spun și eu ca și soldatul englez, Doamne, dacă cumva în timpul luptei uit de tine, tu să nu uiți de mine, că eu voi fi puțin mai ocupat. Dar înainte și după este un zbucium enorm, mai ales când sunt operații noi, pe care nu le-ai mai făcut, pe care nici alții nu știu să le facă, din preajma ta, și efectiv ești zdrobit și cere ajutorul lui Dumnezeu, te și gândești și evaluezi, refaci operația de sute de ori în mintea ta și pașii pe care te gândești să-i urmezi, dar în același timp chemă ajutorul lui Dumnezeu și eu am văzut această vulnerabilitate umană și faptul că oricât ai fi de bun și de grozav în meseria ta, niciodată nu poți să spui stăpânesc totul. Și eram rezident și am fost martor la două cazuri, era un specialist de excepție. Și două operații puteau să se termine foarte rău. Deci era o pacientă la care se scosese fierea, avea niște pietre, operație banală, făcută celioscopic, laparoscopic. N-a fost nicio problemă aparent, însă avea modificate puțin probele de coagulare, dar puțin de tot. Și nimeni nu le-a băgat în seamă, însă după operație a început să sângereze. Picătură, picăt, pic, pic, pic. S-au sesizat după câteva ore, a trebuit să-i facă o incizie mare. Plaga se comporta foarte anormal, sângera așa în pânză și și-au dat seama că este o tulburare de coagulare. A intervenit managerul, au reușit să găsească un factor 7, recomand, era o fiolă extrem de scumpă, dar au achiziționat-o repede și i-au făcut o femeie și au salvat viața. Și efectiv niciodată nu poți să spui că stăpânești. Viața este atât de imprevizibilă, are atâtea nuanțe, atâtea și bolile și încă niciodată nu poți să spui eu le știu pe toate, gata, sunt stăpân. Întotdeauna rămâne un con de umbră și conul de umbră mare și asta te zmerește. De fapt, cu cât știi mai multe, cu atât îți dai seama că știi mai puține. Sau câte mai ai de învățat. Mai am o întrebare la capitolul ăsta și apoi trecem la un pas mai departe. Medicina vindecă, domnule doctor? Uneori poți să zici că vindecă. Uneori vindecă. Dacă pui pe oranul o anumită substanță care e cicatrizantă, poți să zici că vindecă. În specialitatea mea, le spun și studenților că noi lucrăm cu un miracol. Osul e un miracol. Nu e ca piciorul de masă, nu e ca un obiect inert. El e o structură vie. Și noi în sine... Substanța absolut extraordinară, osul. Da, elastică, o bijuterie. O bijuterie a ingineriei, efectiv, este. O inginerie divine. Așa, deci te inspiri de acolo ca să înveți să faci. Dacă era mai greu, nu era bine. Nu puteam umbla cum trebuie. Dacă era mai dur, iar nu era bine. Dacă era mai moale, iar nu era bine. Este o combinație între elasticitate și rezistență, între structurile vii și cele care sunt inerte, care dau rezistență exact în proporțiile care trebuie. Și le spuneam studenților că, de fapt, noi nu vindecăm, noi punem totul la loc, da? Reduci o fractură, îi refaci anatomia, dar îi creezi, practic,
organismului condiții ca el să se vindece. Deci nu în sine noi vindecăm. Și știu că eram student anul întâi, la final noi făceam niște stagii, era un stagiu de ortopedie infantilă, pe atunci nu mă gândeam să fac ortopedie, dar am fost la sala de operații. Și era un băiat de 14 ani, lovit de mașină, cu o fractură undeva la nivelul coapsei și respectiv îi bătea o tijă. Deci vă dați seama, pentru cineva să vezi o tijă, că dă cu ciocanul, sare sânge, pe care patentul, cu o sârmă, în fine, un miros de sânge specific de copil, așa, deci toate, dar pe mine nu m-au impresionat nimic din toată panorama asta. La sfârșit aveam sentimentul că se va face bine, că s-a pus totul la loc și se va face bine. Am ieșit așa cu, deși eu eram doar un spectator, așa cu un sentiment de pluteam. Oh, se va face bine. Asta a fost sentimentul. Pentru că asta facem noi, creăm niște condiții pentru ca corpul prin mijloacele care le are să se vindece. Mă bucur foarte mult de cuvintele pe care ni le-ați spus. Cred că dacă dumneavoastră sunteți de acord, o să vă mai rog să mai veniți, să ne mai povestiți puțin din tainele ortopediei și tot ceea ce faceți dumneavoastră. Însă în seara asta vreau să fim vulnerabili, da, înaintea dragilor noștri privitori și să le mărturisim că în timp ce eram amândoi în spital, dumneavoastră citeați ce scriam eu și eu citeam ce scriați dumneavoastră datorită sau din cauza acestui virus. Ce părere aveți despre semenii noștri care încă nu cred că există un virus, că e doar o simplă răceală, că e doar o eu problemă? Înțeleg. Eu înțeleg și plec de la premiza de nevinovăție și de la totdeauna plec de la vulnerabilitatea omului și de la nivelul de înțelegere a omului. Noi de COVID am luat cunoștință la începutul anului. Cred că majoritatea dintre noi nu știam ce este coronavirus. Așa, am luat la începutul anului, lucrurile erau destul de neclare, atunci eram bombardați cu mesaje contradictorii, nici nu vedeam prea mulți pacienți, însă realitatea ne-a arătat pe parcurs că ne confruntăm cu o boală extraordinar de dificilă și de parșivă și foarte schimbătoare și extrem de agresivă și de contagioasă. Pentru că imediat ce am ieșit din perioada de urgență, cazurile au început să crească de la săptămână la săptămână, de la lună la lună. Cel puțin de când a început toamna, curba a luat așa în sus, vertiginos. Vara parcă n-a fost atât de activ. A fost și vara, dar am mers mai puțin. Problema a fost că nu s-au testat foarte mulți. Asta, la noi nu s-a testat foarte mult și atunci asta a mascat. N-ai știut exact cu ce te confrunți. Plus, veselia de vară a făcut ca lucrurile să nu se vadă. Însă situația este dramatică și eu aș lua două momente etalon. Vă rog. Noiembrie 2020 versus noiembrie 2019. Păi anul trecut pe vremea asta nu auzeam că un număr mare de prieteni, cunoștințe, rude, pastori, eu știu, preoți, sunt bolnavi de o boală, oricare ar fi fost ea, că unii dintre ei au nevoie de spitalizare, iar unii mor. Așa ceva. Eu cred că am numărat vreo 10 cunoscuți, din cercul larg de cunoscuți care au decedat, alți vreo 10, cel puțin 10 care au ajuns în spital și câteva zeci care s-au îmbolnăvit. Deci e un factor. Anul trecut nu știam că n-am avut niciodată situația în care cadre medicale să se fi îmbolnăvit, unele să fie spitalizate și alții chiar să moară. Secții să se închidă. La noi la spital, o secție aproape, secția de cardiologie, pentru că vreo 20 s-au îmbolnăvit, s-a redus ca și activitate dramatică. Spitale care se închidă din cauza asta, n-am avut, de când mă știu, n-am auzit așa ceva. Anul trecut nu auzeam că mor atâția oameni încât e nevoie de morgi mobile. Așa ceva. Deci la noi la spital s-a adus un container unde se depozitează cadavrele. Așa ceva nu știu să se fi întâmplat vreodată. Deci problema este cât se poate de serioasă. Cât se poate de serioasă. Anul trecut, un pacient cu boală cronică se ducea la policlinică, nu era nicio problemă. Anul ăsta au avut mari dificultăți. Cei mai loviți au fost bolnavi de cancer. Am avut o pacientă care la începutul, înainte să intrăm în perioada de urgență, a sesizat o tumoră mică, cam de mărimea unei alune, de frica a COVID-ului asta două luni acasă și când s-a întors avea mărimea unei portocale. Deci ei au fost foarte, foarte vulnerabili, foarte expuși și cei cu boli cardiovasculare din cauza datului ăsta peste cap al sistemului medical. Deci e clar că există un factor agravant și numerul lui știm. Este COVID-19, un virus din familia coronavirus și o să explic de ce se numește așa.
care a pornit din China. Asia a fost întotdeauna un rezervor de infecții, de pandemii, probabil datorită aglomerării urbane de acolo, obiceiurilor lor alimentare, igienei care există acolo și datorită legăturilor comerciale s-a răspândit pe întreg mapamondul cu dând peste cap tot sistemul medical, educațional și economic. Și este o realitate pe care, cu care ne confruntăm și trebuie să o acceptăm, chiar dacă nu ne place. Când a apărut, vă gândeați că e posibil să vă îmbolnăviți? Glumeam așa cu colegii, spuneam chiar înainte, problema nu se pune dacă ne îmbolnăvim, ci când. Chiar într-o postare, Marius Crucero spunea că lumea se împarte în două, cei care au făcut și cei care nu au făcut încă. Doamne ajută să nu facă toată lumea, pentru că e o experiență pe care nu o doresc nimănui. De la pacienți ați luat sau cum ați... Nu știu de nu la cine. Încă. Nu știu de la cine. Cum ați simțit în primele zile? Deci eu am făcusem un test duminică. Da? Duminică am făcusem un test care ieșise negativ. Și miercuri am fost de gardă, m-am culcat mai târziu, m-am trezit cu o durere de cap. Și am zis, ei, din cauza gărzii, în fine, m-am odihnit. Vineri seara am avut un frison și asta m-a alertat. Niciodată nu mai avusesem frison până atunci. După care am simțit o stare de oboseală și o dificultate de respirație și am zis, trebuie să-mi fac un test, că nu e bine. Mi-am făcut test, a doua zi mi-a ieșit pozitiv și a făcut și restul familiei, au ieșit și ei pozitiv. Am stat o zi, două acasă, ne-am luat pus oximetru, am verificat și când am văzut că nu e bine, atunci am chemat salvarea și a trebuit să mergem la spital. M-a văzut doctorița cum respiram, așa, parcă aveam niște pietre în plămân. Deci nu îmi imaginam că sunteți chiar așa. Și a trebuit să... Am stat două săptămâni în spital. La ce spital ați fost? Matei Balș, un spital de profil și cum au fost serviciile la Matei Balș? Din perspectiva noastră ca medic. Deci, din perspectiva mea, pot să zic că au fost excelente. De oameni care lucrau peste normă, efectiv, oamenii sunt supra-solicitați de numărul mare de pacienți ca să ne poată asigura nou un tratament variat și foarte scump și care s-a dovedit eficient să ne poată scoate pe noi din stările care le aveam. Și pot să spun că e o diferită de gripă, că asta era, e o gripă, nu este o gripă. Eu am avut gripe destule la viața mea și uneori au fost chiar severe. Acum 15 ani și eu și soția am avut o gripă foarte urâtă, dar gripa s-a manifestat altfel. Era localizat în nervul căilor aeriene superioare. Te dureau sinusurile, durea capul, îți curgea nasul, aveai laringită, aveai senzația de muș bătut, de curbatură, cum o numim noi. Dar luai niște antiinflamatorii, ceaiuri și așteptai să treacă și trecea. Însă acum nu mi-am pierdut gustul, nu mi-am pierdut mirosul, nu mi-am curs nasul. Cei care pierd gustul și mirosul au o formă mai ușoară. Nici eu n-am pierdut nici gust, nici miros și a fost destul de... La mine s-a instalat la plămân. Și asta a fost, deci am avut o pneumonie de grad mediu, cu disnee, cu febră, că asta m-a alertat. Scădea saturația de oxigen și o stare de sfârșeal așa, deci la un moment dat nu mai aveam plăcerea de a trăi, pur și simplu doream să se termine. Era o stare așa de, îmi doresc să termine, să nu mai urmeze nimic. Iubeam nimicul, deci nu mai vreau nimic. Așa, asta era senzația. Chiar după o săptămână de tratament, când am văzut că nu crește saturația, m-a luat așa un impuls ăsta, zic, domnule, nu mai vreau să mai continui tratamentul, că e ineficient. După care, într-o noapte, știu că am avut sentimentul așa iubirii lui Dumnezeu, știu, parcă era Dumnezeu un tată și un copil care aruncă tot bagajul și se aruncă în brațele tatălui. Știți, omul coboară până la un punct de acolo, ori se prăbușește, ori începe să se ridice. Probabil că ăla a fost punctul meu de înălțare, de punctul terminus de unde începea și a făcut efectul tratamentului, îngrijirea familială. Că ați avut oxigen pe față, pe mască? 12 zile am purtat masca, dar era bine să o port. Puteam să o scot așa, mă duceam până la baie, dar m-am luat o amețeală. De cel mai multe ori mergeam la baie cu butelie după mine ca să fiu sigur că totul e ok. Și erau transpirațiile acelea reci și abundente, vreo 5-6 transpirații pe noapte. Noroc că caloriferul din baie mergea și puteam să usuc maieurile, că altfel, tricourile, că altfel ar fi rămas fără tricouri. Și dimineața era epuizat. Era epuizat și era cel mai greu.
Așteptam să vină masa să pot să mai facem ceva între timp. Da, da, da. Iubeam ciorba de la prânz. Ciorba aia fără gust. Fără gust și fără miros. Da, nu că, adică fără gust în sensul că n-avea sare, nu că așa, dar o iubeam, nu știu, o așteptam așa că mai sărbătoare. Am rămas cu o poftă de mâncare după boala asta. Da. Deci 2 săptămâni ați da. Tras. Da. Și după aceea a început perioada de recuperare. Am încercat prima dată când am ieșit în parc să alerg, zic, și cu mine, parcă am tălpile lipite de asfalt, așa, mă dureau mușchii, nu puteam să iau sprintul, nu puteam să mă mișc mai în forță. Mi se împlediceau picioarele, am slăbit vreo 5 kg, am ajuns la o greutate pe care mi-o doream de mult. Eu am slăbit în prima săptămână, după care în a doua săptămână când am fost în spital, după vreo 4 zile m-a apucat o foame inumană. Deci când am simțit că o iau în sus spre vindecare, deci m-a apucat o foame ce nu vă pot explica. Mâncam de 4 ori pe zi, 5 ori pe zi. Asta a fost semnul că-mi revin. Simțeam că după fiecare masă pot să merg până la chiuvetă și nu amețesc. Deci a fost o situație... Domnule doctor, povestiți-ne puțin despre această chestiune care... N-are reguli. Sunt colegi de-ai noștri, oameni cu o imunitate extraordinară, care pur și simplu sunt sportivi, pe care îi pune la pământ. Alții care nu au așa, dacă te uiți la ei, o imunitate, un stil de viață sănătos. Nu li se întâmplă. Care e situația? Sunt mai mulți factori. Depinde ce concentrație virală, cu ce concentrație virală intri în contact. Depinde de reactivitatea corpului, pentru că asta spuneau specialiștii, la tineri, sistemul imun poate să reacționeze excesiv și toată cascada de evenimente care duc la inflamații, la coagulare și la alte lucruri, pot să ducă la deces. Un alt aspect, de ce nu seamănă cu gripa? În gripa, am spus, e numai antiinflamatorii și ceaieri. Ori aici a trebuit cortizon, dexametazon ăla greu, antibiotic, imunomodulatoare, inhibitoare de citochine, deci sunt o grămadă de medicamente care sunt antivirale, anticoagulante. Pe care le mai luăm, probabil, și noastră și eu. Mie mi-a zis că nu mai este necesar să mai iau. Eu mai am 6 zile. Așa că m-a zis că chiar nu are rost să mai iau. Dar fără asta nu ieși. Tratament scump și extrem de agresiv. Dar fără acest tratament și plus oxigen. Plus oxigen. A fost traumatizant pentru mine că a murit un coleg de pat. Adică chiar colegul de lângă mine a venit cu o cianoză pe fondul unei alcoolemii cronice, o ciroză, era cam închis la culoare săracul, îi puneau 2 măști, una în nas și una peste, nu a ținut deloc, măștile respective stătea 2-3 minute, apoi și le scotea, se plimba prin salon, îmi lua pantofii, mi-aranja hainele la toată lumea. Nu mai știam ce să facem cu el, săracu. I-am explicat de 1000 de ori. Ne-am trezit noaptea și eu și colegul meu. I-am pus masca, dar nu stătea. Jumătate de oră maxim și apoi și-o dădea jos. Și l-au intubat în salon, l-au dus la ATI și a murit săracul. Cred că am putea zice că sunt 2 grupe de risc. Unul ar fi tinerii care dezvoltă această reacție exagerată, autoimună. Și ceilalți sunt cei cu comorbidități. Poate lotul lor e mai mare decât cel al tinerilor. Dar e, cu cât se mărește numărul de infectați, și lotul respectiv, și procentul respectiv se mărește. Că asta este problema. 85% fac, din cei care se infectează, fac forme asimptomatice. Deci n-au decât, uneori nici nu știu că sunt infectați. 10% au nevoie de internare, 5% de ATI și... Se ajunge la deces, pentru că mortalitatea de câteva ori mai mare decât în cazul gripei. Eu n-am auzit până acum ca cineva să moară de gripă. Sigur, s-au murit și de gripă și înainte, mai ales dacă aveai o boală preexistentă. Dar boala asta e cu totul altfel. Și mai este o caracteristică ciudată. Zici că, domnule, azi mai bine. Gata, te încurajezi. Mă duc până la baie fără să mă țin de pereți. Că... Și mâine vezi că nu mai ești chiar așa de bine. Te uiți și vezi că iar scade un pic. Iar te-a pus la pat. Deci e foarte lentă și păcătoasă vindecarea asta.
Dar totuși, domnule doctor, pentru că mai avem 9 minute de emisiune cu dumneavoastră, trebuie să vorbim despre o problemă foarte serioasă. Se întâmplă protecție de la toate aceste măsuri? Cu mască, cu pălat pe mâini, cu... adică sunt justificate toate aceste chestii din perspectiva noastră? Eu cred că da, ca dovadă că niciunul din colegii mei nu a luat de la mine, niciunul din colegii soției nu a luat de la ea, deci masca, spălatul pe mâini și distanțarea asta fizică sunt eficiente. Nu sunt singurele măsuri și nu sunt 100%, că dacă te-ai atins și după ce ți-ai scos masca, te atingi și duci mâna la gură, degeaba, sau nu te-ai spălat. Dar masca este un mijloc de protecție. Este un mijloc de protecție și s-a constatat că dacă două persoane au mască și păstrează o anumită distanță, practic transmiterea este zero sau aproape de zero. Deci sunt măsuri bune, însă nu sunt singurele măsuri care trebuie să se ia. Din păcate, pandemia s-a picat într-un an electoral și a fost politizată și s-au amânat anumite măsuri care erau nepopulare, dar care ar fi trebuit, după părerea mea, luate. Adică și pe care sigur se vor lua după ce vor trece alegerile. Acum, încă o problemă pe care am rezervat-o pentru finalul discuției. Se zice că a apărut acest vaccin împotriva coronavirusului. Iată, sunt companii care îl dezvoltă, deja îl multiplică. Există firme care spun că au peste 90% eficiență. Pe de altă parte, am scris un articol când eram bolnav în spital și am rugat pe toți să nu mai trimită filmulețe cu conspirații și cu așa mai departe. Dacă vor să-mi scrie ceva personal, să-mi scrie, dacă nu, să nu mai trimite filmulețe, că nu mai pot, nu mai suport. Deci am intrat într-o saturație. Dom'le, medici, colegi medici de dumneavoastră îmi trimiteau conspirații și nu mai, tu ca medic, te-ai uitat la ce trimiți? Am primit-o și eu, am dat-o mai departe. O frăție, nu poți să faci chestia asta, să dai mai departe ceva ce nu verifici prin mintea ta, prin... Bun. Ne omoară pe toți acum, domnule doctor? Vor să ne omoare pe toți, deci, cu vaccinul? Deci eu am spus că plec de la prezumția de nevinovăție și voi lua în considerare toate temerile oamenilor. Mi se par justificate și voi pleca de la temerile lor. Vă rog. Și nu există numai un vaccin, sunt vreo 100 de vaccinuri. Acum trebuie să înțelegem că vaccinurile sunt de mai multe feluri. Un vaccin tradițional sau mai vechi, așa, zicem antigripal, să zicem, un antigripal. Să nu luăm pe ăsta, să luăm altele pe care le-am folosit. Se bazau pe viruși inactivați, deci viruși omorâți, care erau introduși în corp, sau viruși atenuați. Vaccinul anti-rujeolă, antipojar, este bazat pe un virus care este atenuat. Vaccinul antipoliomielită pe un virus inactivat. Da? Deci se introducea un virus întreg. Acum, dacă un virus întreg atenuat sau neatenuat nu mi-a produs nu știu ce reacții, nu m-a nebunit, nu mi-a dat autism, nu mi-a dat Alzheimer, nu mi-a dat eu știu ce alte lucruri, de ce să cred că niște vaccinuri care sunt produse în condiții superioare, care iau numai anumite fragmente, și o să explicăm ce anumit fragment și de ce nu ar trebui să ne temem de tipul ăsta de vaccin sau tipurile astea de vaccin, nu o să producă astfel de reacții. Am spus că coronavirusul se numește așa pentru că el este o sferă lipidică, o sferă de grăsime, înăuntru căruia este un material genetic. Pe suprafața acestei sfere există niște pini, niște spiculi. Sunt niște proteine cu care acest virus se lipește de celula gazdă. Virusul respectiv, prin proteina respectivă, deschide membrana celulei gazdă, conținutul viral se varsă înăuntru și intră în nucleu, se începe să se multiplice. Ca să folosesc o comparație, ca și cum cineva ți-ar forța ușa, intră în casă, îți folosește camerele, îți mănâncă toată mâncarea și face vreo 10.000 de copii. După care copiii lui ies din casa ta și intră în alte case și procesul se repetă. Cercetătorii nu s-au lovit de coronavirus acum. Au mai fost două infecții transmise de la animal la om în 2002 și în 2012, tot prin coronavirusul. Deci au început să devină, în plus, a mai fost prin 2014 o epidemie de Ebola, care i-a făcut pe cercetători să se alerteze și să caute soluții. Și ei au studiat acest virus și au văzut că are un punct slab.
și acest picul cu care se prinde de celulă. Și atunci au zis, domnule, dacă am putea să blocăm această poartă de intrare, virusul nu mai intră în celulă, nu se mai poate multiplica, va fi distrus. Și atunci au căutat diverse metode. Firma germană care a dezvoltat acest vaccin și s-a asociat apoi cu Pfizer-ul, s-a gândit să ia ARN-ul mesager. ARN-ul mesager este un nucleotid, o componentă din citoplasmă, din interiorul celulei, care citește o bucățică din ARN-ul, din informația genetică a virusului, acea bucățică care e responsabilă de producerea acestei proteine, acestui spicol. Și atunci cercetătorii au luat acest ARN, l-au băgat într-o capsulă lipidică și îl bagă în corp. Asta face vaccinul. El intră în celulă și, practic, noi ne producem acest spicul. Deci doar atât. Acest spicul, o bucățică de coajă de virus. Sistemul nostru imun îl recunoaște ca fiind neaparținând lui și dezvoltă anticorp și celule împotriva acestei proteine. Așa că atunci când ne vom întâlni cu virusul adevărat, practic e blocat virusul și el nu mai poate intra în celulă și e distrus de celulă. Deci nu avem motive logice să ne temem că vaccinul ăsta va fi mai agresiv decât cele cu care eram obișnuiți. Deci nu asta personal. În momentul care dacă apare, îmi permite, că oamenii spun de ce s-a făcut atât de repede, pentru că și tehnologia și modalitatea de realizare este alta. Un vaccin, un virus viu atenuat sau un virus inactivat are nevoie de cultivări succesive pe medii de cultură. Vaccinul BCG împotriva tuberculozei a fost făcut acum 100 de ani. 13 ani a luat ca să-l facă, pentru că cultiva la fiecare 3 săptămâni trebuia să mute micobacteria pe altă cultură, pe altă cultură, pe altă cultură. Noi am avansat ca și tehnologie și vedeți că există acum alte abordări, mult mai țintite, mult mai specifice, mult mai minim invazive și mult mai eficiente, zic eu. Și împotriva cancerului, deci firmele acestea se ocupă de o mulțime de alte cercetări. Am înțeles. Dumneavoastră personal, ca medic, vă veți face acest vaccin în momentul în care apare? Dacă primește toate aprobările și are toate avizele, n-am niciun motiv pentru care să nu-l fac. Sigur, eu am trecut prin boală și am imunitate, deci pot să zic că... Pentru câtă vreme avem imunitate, cei care am trecut prin boală? Câteva luni, se spune, că avem imunitate. Acum și cu vaccinarea asta, o vaccinare care să fie eficientă trebuie să cuprindă o mare masă din populație, adică aproape toată, ca să fie eficientă. De ce? Pentru că altfel virusul care rămâne în cei care nu s-au vaccinat, el suferă mutații. Și peste câteva luni poate infecta și pe cel care e vaccinat, dar cu altă tulpină, o tulpină modificată. Deci, trebuie conștientizată populația la lucrurile nu sunt, trebuie înțelese și înainte de a te apuca să faci liste cu cine se vaccinează, cred că trebuie explicată populației și probabil că toți oamenii ar fi, sau majoritatea ar fi convinși dacă ar vedea, eu știu, un oraș că se vaccinează, o regiune că se vaccinează și să-i vezi efectele. Asta le-ar da siguranță maximă. Că oamenii spun, eu m-aș vaccina, dar parcă nu vreau să fiu eu primul. Și eu îi înțeleg, deci nu pot să-i condamn. Îi înțeleg. Cred că guvernul ar fi trebuit să ia alte măsuri până în momentul vaccinării. Adică vaccinarea să rămână punctul 2, până la vaccinare să facă alte lucruri. Dar vaccinarea, dacă se dovedește eficientă, dacă vaccinul respectiv primesc toate avizele și lumea se va vaccina, oricum nu o să ne întrebe pe noi. Am înțeles că firma Pfizer o să vândă vreo 100 de milioane de vaccinuri în Statele Unite, încă vreo 30 de milioane în Anglia. Deci o să facă teste pe alții prima dată. Deci nu o să ne aștepte nimeni pe noi, că vrem noi să ne vaccinăm sau nu, nu o să intereseze pe nimeni, asta e treaba noastră, dar vom fi izolați, pentru că vei vrea să pleci cu avionul și o să spună dacă nu te-ai vaccinat, nu vii la noi. Și problema este asta. Dacă el se dovedește bun, de ce să mă opun? Mulțumesc mult, domnule doctor, pentru această seară extraordinară, doamnelor și domnilor. A fost împreună cu noi în prima parte domnul asistent universitar doctor Mihai Tudor Gavrilă. Mult succes în ceea ce faceți. Vă mai aștept cu mare drag la emisiune să povestim, să ne învățați. Eu aș vrea să privim optimist, să ne încredem în Dumnezeu, să ne păzim cât ține de noi, să mâncăm sănătos, să ieșim în aer liber în parcuri și unde se poate, să ne păstrăm o imunitate bună, să avem un tonus bun,
și să privim cu optimism înainte, pentru că lumea a trecut și o să mai treacă prin diverse boli. Și a ieșit. Mulțumim foarte mult. În câteva momente ne revedem, doamnelor și domnilor. Avem un invitat deosebit din Spania, de la Madrid. Va fi împreună cu noi domnul Nicolae Dina, un candidat pentru Parlamentul României. Rămâneți cu noi! La știrea cea bună urmează dezbatere electorală. Știrea cea bună cu Cornel Dărvășan. Iată-ne în direct, doamnelor și domnilor, la o primă dezbatere electorală în seara aceasta. Împreună cu noi se află domnul Nicolae Dina din Madrid. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, Cornel! Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu împreună cu tine și cu ascultătorii tăi. Ce să spun, la noi aici lucrurile stau binișor. Stau binișor în Spania deja. Ați luat măsuri pentru virusul ăsta? Ați făcut ceva deosebit? Sau lucrurile deja merg bine datorită măsurilor guvernamentale care se iau? Comunitatea noastră de Madrid, unde locuim noi, a avut ceva probleme și am fost chiar pe lista galbenă, să spunem în felul acesta. Și acum chiar suntem scoși din această listă. Deci a luat măsurile extrem de dure, nu s-a putut pleca sfârșiturile de săptămână și pe săptămână s-a mers decât în formă de urgență sau la serviciu. Am înțeles. Și acum au mai scăzut cazurile sau cum este? Da. Deci noi chiar nu suntem în zona nici roșie, nici galbenă. Au scăzut foarte mult. Se iau măsurile de precauție, să spunem în felul acesta, ca nu cumva să nu se poate face, cum spune ei, Navidadul, adică Crăciunul aici. Toate sfârșiturile de săptămână sunt interzise ieșirile din comunitate. Adică dacă vrei să mergi în județul, să zicem, Constanța, nu poți merge decât în cazuri de urgență sau pentru serviciu, sfârșitul de săptămână. Da, mă bucur foarte mult de intenția dumneavoastră de a candida pentru Parlamentul României. Din fericire, chiar vă cunosc personal de vreo 20 de ani, cred că, ne cunoaștem. Și mă bucur foarte mult. Mai bine, cred că nu, după 96, așa, 96. Erați administrator la universitatea unde eram și eu student. Am mai păstrat legătura și mă bucur că un om ca dumneavoastră, care a plecat din România, care a făcut ceva în diaspora, vrea să-și ofere viața pentru România. Domnule Nicolae Dina, vreau să ne povestiți puțin. Știu că startul dumneavoastră în viață nu a fost dintre cele mai fericite. Este un amănunt extrem de important pe care trebuie să-l cunoască alegătorii. Cum ați pornit în această viață? Dacă te referi la peripeția de a pleca în străinătate, mai ales în Spania... Mă refer înainte. Chiar în perioada copilăriei știu că ați avut o perioadă mai grea. Da. Foarte mulți care mă cunosc și în general cei apropiați, cei cu care am discutat, știu că am fost vreo 18 ani într-o casă de copii în Corabia. Am plecat de la Drobeta Turnul Severin, Râmnicu Vâlcea, și am ajuns la Corabia prin meritele unchiului meu, care, săracul, s-a străduit să fim toți împreună. Știți, situația comunistă era un pic mai grea pentru toți, dar tatăl meu a intrat într-o, să zicem, serie de conflicte cu poliția din cauza, să zicem, alcoolului. Și atunci, pe vremurile acelea, statul te declara fără drepturi și orice copil care îl aveai era dat la casa de copii. Bunicii au încercat să ne salveze, să zicem, în felul acesta, dar nu au avut șansa aceasta. Și am stat. Cum a fost atmosfera acolo, în vremea comunismului, probabil, sau imediat după comunism ați fost? Cum era viața într-un astfel de mediu? Foarte grea. În afară de faptul că aveai un loc unde să pui capul, să dormi noaptea și aveai o mâncare, să zicem, caldă,
destul de slabă, destul de săracă și destul de puțin. Viața ne împingea să facem și alte forme de a putea, cum să zic, obține hrana. Spre exemplu, primăvara era până toamna cea mai bună soluție, pentru că orașul Corabia, după cum știți, este un oraș foarte frumos și are mulți tei, castani. Ce făceam? Culegeam tei și îl vindeam și noi. Punga de un leu, cum se spunea pe vremea aceea, 10 lei, 15 lei, depinde de când ne dădea fiecare cetățean. Sau mergeam la munci agricole, după ce vârsta ne-a putut permite 90 ani, în câmp la porumb, la cules de roșii sau toate celelalte munci agricole. Viața, să vă spun așa, eram tratați fără dragoste, în primul rând. A lipsit foarte mult această apropiere între, să zicem, profesorul de serviciu sau profesorii care erau acolo, cu mici excepții. Chiar mi-aduc aminte de o profesoară, doamna Ela Dobrescu, o femeie de nota 10 și o femeie care, săraca, spunea, dacă aș putea să vă cumpăr minte, cum spunea ea, aș cumpăra din jumătate din salariu, nu pentru că nu știam, ci faptul că situația restrânsă era mai rău ca la pușcărie. Trebuie să înțelegeți că acolo nu puteai să ieși decât cu bilet de voie și dacă aveai unde. Unde să te duci dacă familia ta era la 150 de kilometri distanță? Îi spuneai profesorul de spune, vreau și eu să merg în oraș. Pentru ce? Și trebuia să-i dai o explicație pentru ce. Și atunci era împins de situația de a putea să-ți câștigi o bucată de pâine sau celelalte. Eu, spre exemplu, mergeam foarte mult în portul Corabia, unde veneau diferite vapoare, cum să zic, macarale din acelea care descărcau șlepurile și munceam pe acele macarale sau acele vapoare, spălam puntea, WC-urile și toate celelalte, pentru că nu aveam. Și deja când ne-am făcut mai mari, după 14-15 ani, lucram la fostele CLF-uri, care erau în toate gările, după cum știți, încărcam tot felul de lăzi, de roșii, eu știu, pepeni sau lubenițe, cum se zice la noi, diferite munci din acestea agricole. În schimb, în vacanțe ne mai luau părinții, să spunem lucrul acesta, și era mai greu ca la casa de copii, pentru că scopul era să ne ducem la muncă și tot ceea ce munceam, nu știu eu cum era atunci cu protecția muncii sau protecția copilului, pentru că ne primeau la muncă chiar dacă nu aveam o vârstă, dar nu aveam voie să luăm salariu. E interesant. Domnule Nicolae Dina, mă uimiți prin tot ceea ce spuneți, atât de senin, atât de liber acum, dar presupun că în momentele acelea nu era foarte ușor să-ți accepti soarta. Există două variante. Prima variantă este să intri într-un background din acesta infracțional, să poți să treci, să poți să-ți faci bani, să poți să te descurci. Iar a doua variantă este să vrei să muncești și să ieși om. Dumneavoastră ați ales a doua variantă, să vă mobilizați sufletește, să ieșiți de acolo ca un om muncitor, harnic. Ce v-a determinat să nu o luați într-o altă direcție, în direcția infracționalității, să vă acceptați propria condiție și să luptați cu aceasta până când să deveniți un om serios în societate? Cum a fost posibil lucrul ăsta? După cum știți și cei mai de vârsta mea, în sensul acesta, în casele de copii nu aveai Dumnezeu în primul rând, nu aveai credință. Credința era Ceaușescu și trebuia să facem ceea ce se spunea. În al doilea rând este faptul că, să zic, din partea mamei, unchiul meu și bunicul au fost foarte, foarte credincioși în felul acesta și întotdeauna ne-a făcut să ne agățăm de Dumnezeu. De ce vă spun? Pentru că în momentul în care am terminat școala profesională de construcții, structuri, montaj, la nici 18 ani nu aveam atunci, urmam liceul la Seral, am fost scos pe ușa afară, la casa de copii, mi-a pus două genți în mână, una cu mâncare, una cu hainele care le aveam, 200 de lei pe vremea aceea, era chiar după nefasta, să zicem, revoluție sau fericita revoluție pentru unii, în februarie anul 90, și mi s-a spus, prietene, ai terminat școala, nu mai avem ce să facem. Casele de copii, toți știu, la vârsta de 18 ani sau în momentul în care termineam școală profesională, te scotea afară pentru că... Pur și simplu, afară, n-ai unde să mai dormi, te descurci. Nu, pe stradă. Doamne, pe stradă, efectiv pe stradă. Și eu am întrebat atunci chiar profesorul de serviciu, mi-a aduc aminte și am zis, eu unde mă duc acum? În felul ăsta. Și a zis, Dina, că așa ne spuneau pe nume, pentru că numele mic nu exista acolo decât numele mare,
Îmi pare rău, dar știi care este soarta tuturor când termină școala? Atunci m-am trezit în stradă și am zis unde mă duc la noapte. Deci era primul gând, pentru că nu aveam unde să mă duc. Efectiv, prietenii, puțin felul ăsta. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am fost în gara din Corabia, din județul Olt, unde impegatul de acolo a fost un om de cum să zic, al lui Dumnezeu și a spus, poți să rămâi aici peste noapte. Am rămas în gara și după aceea, în fiecare oră sau două ore, mă schimbam din tren în tren pentru că era foarte frig. Iernile de atunci erau foarte friguroase și destul de greu mă descurcam, chiar plecau trenurile, mă trezeam, să zic, Vișina, unde sunt localitățile de lângă Corabia, Caracal, de multe ori, pentru că frigul te împingea să dormi strâns și toate celelalte și dacă dădeam un pic de căldură, care se băga puțină căldură în vagoane, era și mai bine. Dar, mulțumesc Dumnezeu, m-am angajat pe șantier, pe mine, școală profesională, și acolo am găsit o familie, pot să spun, o familie, în afară de faptul că puneam și spuneai și tu în ceea ce scriai, că pentru mine Dumnezeu a fost și mamă și tată, pentru că cu el stăteam de vorbă, nu aveam cu cine să stau, că nu aveam mama, cu el stăteam de vorbă, pe el întrebam ce să fac, cum să fac și toate celelalte. Și eu cred că am găsit răspunsul ăsta în echipa de lucru pe care am cunoscut-o acolo și un bun șef de echipă, vreau să spun, un nume extraordinar mi-a rămas întipărit, nu știu dacă mai trăiește la ora actuală, Domo Coștelu, un nume de ungur, dar de fapt el era oltean, că era de acolo, de lângă Corabia, și am zis, păi Nadelu, cum ai numele de ungur? Și a zis, așa este, din familie. Și omul acesta m-a ajutat foarte mult, chiar mi-aduc aminte, după vreo 3 luni de zile când lucram cu ei, un coleg, Marian îl chema, m-a întrebat, băi băiete, tu bă, unde dormi, ce faci? În afară de faptul că mâncam cu ei la masă, în sensul că eram 13 în echipă și fiecare punea câte ceva și îmi dădeau la început să pot mânca și eu ceva, pentru că nu aveam nici bani. În prima lună a fost, cred că, cea mai grea lună din viața mea, în sensul acesta. Și am zis, băi, Marine, lasă că mă descurc, eu știu astea. Și m-a urmărit și a doua zi m-a dus la șeful de echipă și șeful de echipă, mi-aduc acum aminte, a mers la directorul întreprinderii noastre și a zis, doamne, noi construim casă, copilul ăsta doarme în gară. Din momentul acela am simțit că Dumnezeu chiar împlinește făgăduința lui cu mine. În sensul că directorul a spus, a chemat administratorul și a spus, vă rog să-i dați copilului ăsta o cameră și mănâncă la cantina noastră până când vrea el. A zis, domnul director, eu o să iau și un salariu. Nu, tu mănânci cât vrei tu. Adică vreau să spun că a fost pentru mine o, spunem noi, o mană cerească. Domnule Nicolae Dina, pur și simplu nu mă așteptam să îmi vină să plâng într-o emisiune electorală, dar ceea ce spuneți dumneavoastră este absolut extraordinar. Deci ceea ce ați trăit dumneavoastră și felul în care ați luptat ca să ajungeți ceea ce sunteți acum este absolut incredibil. Deci pur și simplu șeful v-a dat o cameră și de mâncare să puteți să trăiți. Da, și în fiecare zi când la ora 12 la masă, când veneau, pentru că lucram pe șantier în diferite lucrări, nu eram acolo în bază unde aveam noi, să zicem, camera și toate celelalte, veneau cei care ne aduceau ghiumurile acelea, știți cum erau pe vremuri, de aluminiu, printre care era și porția mea de felul 1 și felul 2, în sensul acesta, care, eu, cum să zic, mulțumeam lui Dumnezeu pentru că o puteam avea. Mergeam seara acasă, să zic, la camera care mi-a dat-o de la nefamiliști acolo directorul. Mergeam la cantină, mâncam, adică a fost, cum să spun, un început foarte, foarte bun în felul de a mă ajuta. Aceea am prins câteva contracte cu TMUCV-ul de la București, unde am mers cu aceeași echipă cu care lucram, pentru că noi mergeam, cum eram dulgheri, mergeam cu echipa, adică se forma și venea la întreprindere un contract și spunea, uite, ne trebuie o echipă de 10-15 dulgheri. Vreți să mergeți în Israel? Și am zis, ok, mergem în Israel, toți. Vreți să mergeți în Germania? Mergem în Germania. Și aceea, în Rusia, la fel, în sensul că ne-au prins bine contractele acelea, pentru că am făcut și ceva bănuți. Între timp și studiam, mi-am terminat studiile, am făcut armata, ca toți, să zicem, tinerii. Deși am făcut facultatea primul an și nu am avut bani, a trebuit să renunț, am zis, lasă că fac facultatea de drept, pentru că visul meu
după toate cele întâmplate și după tot ceea ce se întâmpla și nedreptățile care erau în casa de copii, vreau să vă spun că mă certam cu administratul, mă certam cu directorul, mă certam cu, în sensul de bun, pentru că... Erați justițiar, voiați dreptate, pur și simplu. Da, furau toți. Deci, spre exemplu, se dădeau 50 de kilograme de carne și din alea 50 de kilograme nu vedeam decât osul, pentru că îi trebuia 3 kilograme directorului, 3 kilograme administratorului, 3 kilograme merceologului și cei care știu toate deja. Și la un moment dat, când deja am început să ne facem mare, am spus, dom'le, nu-i corect. Mergeam la bucătărese, mai luau și bucătărese și erau 4-5 bucătărese pe tură, îi mai trebuia să-i dea și pasnicului, pentru că altfel nu lăsa să iasă afară pe ușă, pentru că era obligat să o caute în ceantă și ca să nu se întâmple lucrul acesta. Și la un moment dat erau pâinea aceea, vă aduceți aminte, franzela, din care trebuia să mâncăm 4, dar noi mâncam 8, chiar 10 persoane. Dimineața, la micul dejun, aveam 4 biscuiți, că știți cum erau pe vremea aceea, pe care, zicem, îi ungeam cu gem. Nu îi ungeam, că nu aveam nici cu ce să-i ungem, pentru că gemul care se punea într-o farfurie de aluminiu, cum erau atunci, vremurile aceea, nu puteam să punem noi farfurii de sticlă sau eu știu, că le spărgeam. La seamă, mâncam în farfurii și castroane și totul erau de inox, în sensul acesta. Și, la un moment dat, te uitai în felia de pâine, nu aveai cu ce să o mănânci, adică mâncai o ciorbă care era zeamă goală sau noi aveam o vorbă care ne-a făcut, să zicem, foarte mari, era ghiveciul acela țărănesc. Ghiveciul acela țărănesc ne-a salvat foarte mult, mâncam foarte mult pentru că era mâncarea care era cea mai completă, să zicem, felul acesta, că cei care o pregăteau puneau de toate, ne-a și morcov, și vinete, și, eu știu, ardei și toate. Aia era mâncarea favorită a tuturor pentru că era întotdeauna cea mai bună, era cea mai completă și nu putea, dacă n-aveau ce să ia din ea, era conservă. Domnule Nicolae Dina, am un prieten care a fost la casa de copii și a rămas cu o chestie, spre exemplu, mănâncă mărul cu tot cu semințe de atunci, deși acum are o viață, să zicem, cât de cât vasi normală, dar a rămas așa cu niște chestii. Dumneavoastră mai țineți la vreo chestie de pe vremea aia, să mâncați biscuitele, știu eu, cumva, sau mai aveți ceva repercusiuni în viața reală de atunci? Ceapă foarte multă și cartofi. Pentru că cartoful era pâinea și ceapa era un aliment foarte bun care îți întărea, să zicem, organismul. Deci vă plac, încă vă plac aceste alimente. Da, da, mi-aduc aminte, chiar mergeam cazanele din armată, cum eram noi la casa de copii, aveam un cazan din ăla mare unde se fierbeau cartofi de porci și îl țineau cu lacăt. Și noi știam, Nea Ion i-a dat drumul la ora cutare, cam pe la ora cutare sunt gata. Și ne duceam, îl spărgeam, rupeam lacătul și mâncam, pentru că nu, preferam să luăm bătaie, dar cu burta plină. Adică, eu spuneam, chiar dacă mă bate, măcar am mâncat, în sensul acesta. Și chestia cu aceea, cu mărul, este foarte clar, pentru că nu-ți permiteai să arunci nimic. Este efectiv, dacă îți dădea un măr în patru, un măr ți-l dea în patru, ce-ți rămânea să mănânci? Adică îl mâncai cu totul, pentru că n-aveai ce să arunci, efectiv, în felul acesta. Portocale, nu vorbim, sau banane. Domnule Nicolae Dina, faptul că dumneavoastră, după o astfel de experiență, ați mers la muncă, ați intrat într-o echipă, ați lucrat în Israel, în Rusia, în Germania, ați făcut facultatea de drept, mi se pare o chestie absolut extraordinară. Profesați acum avocatura sau vreo chestie? Nu. În 2014 aici în Spania mi-au intrat hoții în casă, mi-au spart casa și suntem în 2016 și până la ora actuală n-am primit nici măcar un inform, cum să spun, ceva din partea poliției să-mi spună ceea ce s-a întâmplat. Având alarmă, având camere de luat vederi, au văzut video și toate celelalte și în 2014, chiar dacă am făcut școala de 2 ani, de, aici se spune pasant, adică avocat în curs în ceea ce lucrul acesta, am renunțat prin faptul că am spus nu pot să apăr doar hoți, violatori și tot felul de asemenea persoane și profesez, să zicem, în timpul meu liber sau în toate celelalte, ajut pe toată lumea care vrea să formeze un dosar sau, eu știu, are o întrebare sau pot să-l ajut în foarte multe lucruri, dar consider că nu pot intra într-o sală de tribunal și să apăr decât acele persoane nevinovate. Am înțeles. Când v-ați hotărât să plecați în Spania?
Când v-ați hotărât să plecați din țară? Știu că în Spania ați devenit un prosper om de afaceri, adică nu sunteți în categoria acelor flămânzi care vor să intre în politică, aveți tot ce vă trebuie, aveți o familie foarte frumoasă și care vă susține. Povestiți-ne puțin aventura aceasta în Spania și apoi cum v-ați hotărât să candidați? După cum știi foarte bine, eram atunci la Cernica, la București, și am decis să plec pentru vreo câteva luni de zile, în sensul că am zis, mi-a promis cineva totuși, a zis, măi, la ceea ce știi tu, șef de echipă, cunoștințele tale în arhitectură, în construcții, aici câștigi peste $200 pe zi. Am zis, buf, și eu câștig, știi foarte bine că câștigam pe vremea aia destul de bine, în care aveam totul plătit. Dar am zis totul, să fac o aventură de genul acesta. Am ieșit, vreau să spun că nu a fost ușor. Nu a fost ușor pentru că am lăsat soția cu fetița în țară, care tu o cunoști, destul de mică, și era însărcinată cu cel mic. Și pe la 4 luni am plecat eu, aproape de 8 luni de zile, după 4 luni de zile, soția a spus, ori vii tu în țară, ori plec eu, adică vin în Spania. Au fost foarte grele lucrurile în ceea ce privește lucrul acesta. A ajuns până la urmă, a venit în miercuri și a născut vine. În toată trauma care a trecut, pentru că noi am cumpărat vize pe vremea aceea, vize cu bani grechi, știți cum se făceau. Și am ajuns în Spania, cred că vreo 2 ani de zile, un an jumate, 2 ani de zile, am dus-o foarte rău. Deci foarte rău. Cu 2 copii, lucram decât eu, soția nu putea, mergea noaptea, eu rămâneam cu cei mici, mergea noaptea și făcea curățenie într-un restaurant și toate celelalte. Deci la început a fost foarte greu, poate mulți spuneau că, sau spun că, vedeți, Doamne, erau ajutoare sociale aici în Spania, Crucea Roșie și toată lumea îți dădea de toate. Da? Crucea Roșie îți dădea niște spaghete, orez, ulei, făină și în felul acesta. Nu au fost acei câini cu covrigi în coadă, cum spuneau oamenii. Și apoi trebuie să înțelegeți că am lucrat la negru. Aici, ca să lucrez la negru, era exploatat. De aia se spune și la... Până în anul 99-2000, când s-a dat legea pe care a dat-o guvernul Partidului Popular prin José María Aznar, și am intrat în legea aceea, unde am făcut actele și am putut lucra legal. După ani de zile de muncă, printr-o firmă, cealaltă, am decis să lucrez, cum să spun, pe propriul meu negoț, și am făcut o propunere unei firme cu care am lucrat 20 de ani de zile în timpul acesta. Le-am făcut atunci o propunere și am spus, uite, care e problema. Eu vreau să mă fac, aici zice autonom, adică antreprenor, vreau să lucrez. Îmi dați de muncă? Și a spus, ok. Cunoscându-mă, deja aveam 2-3 ani lucrând cu o altă firmă, cu ei, ca, să zicem, meseria și toate celelalte, șef de echipă și astea. Și a zis, ok, Nicu, când vrei, îți cumperi o mașină, era obligatoriu să ai o furgonetă, ca să poți să aduci materiale, să faci toate celelalte, și noi îți dăm de lucru. Și mulțumesc lui Dumnezeu că tot Dumnezeu, am cunoscut un om foarte, foarte bun în firma aceea, director de departament la întreținere, care m-a ajutat foarte mult, Angel Perez Camino îl chema și încă este și îi mulțumesc. Și omul acela mi-a dat o mână de ajutor împreună cu firma Tilmo în Spania, am niște fotografii, 20 de ani de zile, în ianuarie anul acesta a falimentat. Dar nu numai aceasta, lucrăm de aceasta, noi ne-am lucrat numai în domeniul construcțiilor. Deci am făcut mai multe ramuri. Adică am putut să luăm de aici un pic, de aici un pic, de aici. Adică o organizare în cazul în care nu ai ceva într-o parte, să iei din partea cealaltă. Adică să poți să faci ceva. Apoi a venit acum, să zicem, pandemia. Dacă am fi stat doar după construcții, noi am stat 90 și ceva de zile fără lucru. Deci nu am ieșit din casă, pentru că noi lucram în casele oamenilor. Am înțeles. Deci, practic, ți-ai pus familia pe picioare, business-ul a mers foarte bine în acești 20 de ani, ai ajuns la o maturitate financiară fără să ai probleme în acest moment. Cum a fost? Mulțumesc lui Dumnezeu că și a familiei, prin munca noastră, am strâns un patrimoniu destul de, cum să spun eu, când am predat fișa către partid, chiar am fost întrebat și am zis, ăsta este tot patrimoniul tău, și am zis, da, al meu și al soției mele. În sensul că, exact asta am spus și domnul Ludovic Orban știe, nu vreau să intru în politică să fac bani. Eu banii i-am făcut înainte să intru în politică. Adică, cred că este timpul, pentru că tu mă cunoști foarte bine, am lucrat în mai multe domenii și toate celelalte și am fost un bun organizator și de biserici în ceea ce privește lucrul acesta, adică pe parte, pentru că casa de copii 18-10 ani acolo ne-a învățat să fim
ordonați. Deci nu poți să fii altceva. Adică toată această ordine, care era, te sculai la ordin, te culcai la ordin, mâncai la ordin și toate celelalte, acestea ți se întipăresc în, să zicem, în tine și nu poți. Atunci, fiind foarte, să spun, tematic în ceea ce vrei să lucrezi cu acestea, cred că de asta am și reușit în viață. A fost foarte greu, îți spun sincer, muncind, am avut ani în care îmi vedeam copiii decât vineri seara, când trebuia să intru în sabat, și sâmbătă la biserică. Sâmbătă seara, după ce se termina toate acelea, am luam la revedere și mergeam la muncă până la 3-4 dimineața în fiecare zi cu alți prieteni sau colegi unde aveam fel de fel de case în care nu locuiau oamenii sau departe de către ieșirile din orașe. Deci a fost extraordinar de greu. Cine își închipuie că plecarea într-o țară sau a veni în Spania a fost ușor, chiar dacă mulți spun acum că păi eu mă pun cu tine, nu. Normal că nu se pot, pentru că în momentul în care ai o țintă și vrei să faci lucrul acesta, îl reușești în viață. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să facem lucrul ăsta. Domnule Nicolae Dina, cum v-ați implicat în politica românească de acolo din Spania? Pentru că din Spania, din Madrid, spre exemplu, e foarte ciudat și foarte greu să te mai preocupe țara. Ești acolo, ești în mijlocul unei alte societăți, ai prioritățile tale, ai direcțiile pe care mergi deja. De ce v-a mai preocupat România? Văd că vorbiți foarte bine românește. N-ați uitat românește, ca unii care, din două cuvinte, mai zic ceva în spaniolă. Dumneavoastră vorbiți foarte bine românește. Încerc să fac lucrul ăsta, deși sunt foarte mulți ani de când am plecat, nu este o scuză. Și eu am anumite greșeli de ortografie. Chiar de multe ori discut cu soția și spun, măi, asta parcă sună altfel, sau cu cei mici. Cei mici, adică cei mici, deja sunt mari, fata este căsătorită și băiatul e mai mare ca mine, dar vreau să zic cei mici. Dar l-am pe cel de 10 ani și câteodată când scriu câte ceva, întreb și în felul acesta. Încercăm în casa noastră să vorbim numai românește, să scriem în ceea ce vrește lucrul acesta, ca să putem să, cum să zic, să putem să dezvoltăm lucrul acesta. M-am gândit, pentru că eu vreau, visul meu este să mă întorc acasă, cândva. Nu știu când, dar vreau să, cum să spun, omenești, să mor la mine acasă, în țară. Pentru mine, România este ceva care nu pot să-l uit. Și tu mă cunoști foarte bine, eu am venit foarte, foarte des în România, din diferite afaceri sau, eu știu, politica și toate celelalte, și nu am cum. În primul rând m-am hotărât să fac pasul acesta către politică și ai ajuta pe oameni, pentru că ceea ce vreau să fac este să-i ajut pe oameni. Nu vreau să fac o politică pentru mine în ceea ce privește lucrul acesta. Și în momentul în care vreau să-i ajut pe oameni, am zis, singurul lucru care pot să-l fac este să merg în felul acesta. Pentru că aici, în străinătate, îi ajuți cu toate celelalte. Spre exemplu, a fost chestia COVID-ului acesta și oamenii au avut nevoie de hrană, de bani, de toate celelalte. Asta am făcut-o. Dar am zis, oamenii aceștia au nevoie și de o legislație, au nevoie de ceva care să-i ajute. Spre exemplu, situația critică pe care o avem acum în Spania, foarte mulți antreprenori ar avea nevoie de ajutor din partea, să zicem, partea statului. Statul român nu poate să-i ajute. Mergi aici, la bănci, la toate celelalte, să ceri, cum să zic, anumite credite și toate celelalte, nu prea ți se dau, sau dacă ți se dau, sunt, cum să spun, cu o dobândă foarte mare. Și atunci am zis, de ce să nu discutăm și să putem propune legi către Europa, prin europarlamentari și prin parlamentarii noștri, în care să putem să-i ajutăm. Spre exemplu, să-i ajutăm dacă vor să se întoarcă acasă. Eu cred că ai citit cele 10, să zicem, propunere ale mele și ai văzut acolo la propunerea clar 6, obținerea de fonduri europene pentru toți antreprenorii. Hai să le luăm pe rând așa, repede, câteva lucruri pe care vreți să le implementați în platforma dumneavoastră, despre care am declarat în seara asta în titlu că este câștigătoare. Ziceți, 1, 2, 3, haideți câteva. În primul rând, cea care este, cum se spune, vorba despre dubla cetățenie. Știți care e problema? Noi ne lovim foarte mult de acel buletin. Buletinul nostru nu este valabil în străinătate. Pașaportul, trebuie să-ți faci CDR-ul, nu mai e valabil în România să te duci nici la bancă cu el, că nu te primește. Atunci am zis, haideți să ajungem la o înțelegere în unui tocom. Și toată lumea spune că să se facă dubla cetățenie. Eu pot să vă spun că pe această cale statul român lucrează la acest lucru și cât de curând se va întâmpla lucrul acesta. De ce?
nu s-a făcut până acum. Este problema următoare. Suntem aproape 5-6 milioane de români în străinătate și dacă, spre exemplu, în Spania suntem 700 sau 800 de mii, s-ar da lucrul acesta, s-ar colapsa instituțiile la cererea cetățenilor. Una din ele, schimbarea de urgență a statutului de parlamentar. Nu este normal ca parlamentarul de la Iași să stea la București. Noi suntem în diaspora, nu putem să stăm în București. Deci parlamentarul de diaspora trebuie să stea în diaspora, să reprezinte cetățeanul din diaspora, pentru că știe necesitățile și nevoile celor de acolo. O altă, să zicem, idee este mărirea numărului de parlamentari. Dacă Bucureștiul are 2 milioane, să zicem, de cetățeni și are 28 de parlamentari, nu e normal ca diaspora care are 5 milioane să aibă 4 deputați și 2 senatori, da? Adică, cred că este timpul de depunerea de proiecte de lege în ceea ce privește lucrul acesta și statul român să recunoască că avem nevoie de acea reprezentare în mărimea comunității care este. Implementarea votului electronic. Știm foarte bine, mai ales s-a văzut acum, în ceea ce privește, cum îi zice, pandemia aceasta. Păi dacă nici acum nu se va face chestia asta, nu știu cum se va face, când se va mai face. Da, vorbeam după aceea despre fondurile europene și spune foarte clar după aceea către cei care doresc să vină în România fondul acela care este Startup Diaspora. Adică este un proiect foarte bun, numai că s-au terminat fondurile, PSD-ul le-a cam lăsat așa, PNL-ul acum a venit la guvernare și prin departamentul românilor de pretutindeni, DRP, încearcă totuși să ajute, să zicem, în ceea ce privește lucrul acesta. Eu îl cunosc foarte bine pe Ovidiu Burdușa, este coleg și am discutat de multe ori și chiar l-am rugat. Măi, Ovidiu, așa zic, asociațiile să prezinte proiectele și noi ne vom ocupa să-i ajutăm în ceea ce privește lucrul acesta. Ce aș putea să-ți mai spun? Să rezolvăm odată acest litigiu în care cetățenii români din străinătate cer statului român repatrierea celor decedați. Eu am spus-o și o spun și n-aș vrea să supăr pe nimeni. Statul român nu poate să facă lucrul acesta din mai multe motive. Poate să se ocupe de acea parte a cetățenilor români care au probleme sociale sau au probleme financiare. Dar există în toate statele din Europa o asigurare, costă 11 euro pe lună de repatriere. Și deci aș vrea să facă la nivelul Ministerului Afacerilor Externe sau prin ambasade de tot lucrul acesta, să se discute clar cu cetățenii, să nu mai vină problema aceasta, știi foarte bine, ne întâlnim la biserici și peste tot, hai să-l ajutăm pentru că a decedat. Repatrierele costă foarte mult, de la 6 la 10 mii de euro, depinde de statul de unde vii. Ce aș mai putea să spun aici? O colaborare între stat și diaspora. Diaspora este cel mai mare investitor către România și nu beneficiază. Un investitor care vine și face o investiție în România beneficiază de taxe, impozite, nu? Tu cunoști un pic lumea financiară. Noi nu primim nimic înapoi în felul acesta. S-a spus, da, aveți consulate, aveți... Oricum, statul român trebuie să aibă un consulat și o ambasadă în statele în care nu are o înțelegere, să zicem, făcută. Și atunci, deci nu pot să-mi spui lucrul acesta. Este nevoie de dotarea ICR-urilor, adică Institutul Cultural Românești. Aici este vital ca să putem să ajutăm românii în ceea ce privește lucrurile. Sunt făcute aceste ICR-uri, am discutat, nu sunt dotate și nu sunt echipate cu personal necesar. Ambasadele, la un moment dat, au nevoie de mai mult personal, să nu vorbim de consulat. Ce putem să facem este punerea la dispoziție a mai multor departamente, ceea ce este pensionare. Oamenii vin și lucrează pe 10-15 ani sau ăștia și nu știe cum să facă acest și îi mulțumesc pe această cale pentru că a fost persoana care a mers în Germania, a mers în Italia, în Spania și a făcut lucrul acesta. Da. Unde vreți să ajungeți? La Senat sau la Camera Deputaților? Nu, eu vin din partea Partidului Național Liberal la Camera Deputaților. Tocmai de aceea rog toți cetățenii sau toți cei care ne urmăresc și toate astea să voteze Partidul Național Liberal în România pentru că are nevoie de o majoritate pentru a duce mai departe ceea ce a început acum 11 luni prin munca pe care o face guvernul domnului Ludovic Orban. Are nevoie de o majoritate de dreapta pentru că știți foarte bine se dă o ordonanță de guvern sau se face ceva, Parlamentul care este acum majoritar
PSD și cei apropiați anulează aceste lucruri sau se duc la Curtea Constituțională și nu pot trece. Nu este normal ca în situația de pandemie care suntem să se dea o ordonanță de guvern și să se ducă avocatul poporului și să spună nu. CCR-ul spune este neconstituțională. Adică sunt anumite aspecte care are nevoie. În ceea ce privește diaspora, eu rog să se voteze PNL diaspora și în general candidații PNL diaspora pentru a putea să-i ajutăm pe cetățeni. Eu vin în, cum să spun, nu numai pentru Partidul Liberal. Pentru mine, cetățenii români sunt toți, indiferent de culoarea politică, religioasă sau culoarea pielii. Pentru că toți suntem români și în fond și la urma urmei aici ne întâlnim și ne ajutăm cu toții în comunitățile acestea, toți românii, nu numai. De aceea am spus câteva aspecte și anumite proiecte pe care nu putem să le discutăm. Este foarte, foarte larg, să zicem, acest aspect legislativ în care se vor depune multe proiecte în ceea ce privește. În primul și în primul rând, primul meu proiect, dacă îngăduie Dumnezeu să ajung acolo, este discuția cu statul român de fonduri europene pentru ajutorarea tuturor antreprenorilor din diaspora, nu numai din Spania. Eu, ca antreprenor, cunosc situația aceasta, am trecut și eu prin lucruri, v-am spus, grele, dar, mulțumesc lui Dumnezeu, încă nu este nevoie, să zicem, în felul acesta, afacerile merg destul de bine, nu foarte bine cum am vrea noi, dar merg, pentru că unii spun, da, mi s-au terminat acum lucrurile și vor toți în Parlament. Nu, no, nu este lucrul acesta. Eu pot demonstra că în fiecare lună câștig destul de bine ca să pot rămâne aici și salariul unui parlamentar nu este atât de încântat pentru, cum să zic, 4.000 de euro cât se plătește ca eu să fac lucrul acesta. Domnule Nicolae Dina, cum veți colabora cu adversarii politici? Dacă ați urmărit un pic pagina mea de Facebook, vedeți că am făcut o invitație tuturor reprezentanților partidelor politice care se prezintă și la Senat și la cum să zic, și la Camera Deputaților, să avem o discuție pentru a face proiecte comune. Nu există pentru mine adversar politic, să știți. Sunt colegi, chiar dacă sunt din alte partide. Duminica trecută chiar am fost într-o emisiune la Forța Politică din Italia și am fost împreună cu domnul Cătălin Avramescu, care este de la PMP. Și cred eu că a fost un bun, cum să zic, reportaj, o bună înțelegere, o bună discuție, timp de 2 ore și 40 de minute. Ca să vorbești cu un adversar politic 2 ore și 40 de minute, care nu l-am cunoscut în viața mea, dumnealui este un fost ambasador, consilier al domnului Băsescu, cred eu că am avut destul de multe de discutat. Eu îi invit pe toți, să zicem, colegii din alte partide, să fim împreună, să căutăm acele proiecte care leagă și ajută diaspora. Este timpul să fim uniți în ceea ce vreți lucrul acesta și să facem proiecte pentru cetățeni. Să nu uităm un singur lucru. Suntem angajații cetățenilor în cazul în care ajungem în Parlament. Deci cetățeanul a votat și m-a trimis acolo, m-a angajat. Nu mi-a dat un vot și mi-a spus acum tu poți să faci ce vrei. Nu, m-a angajat. În momentul în care m-a angajat, eu am angajați. Ce fac angajații? Ce le spun eu, nu? Chiar nu toate prostiile, să zicem, că de multe ori greșim și noi, nu? Și tu ești angajat, ce ai fost și toate celelalte și de multe ori, dar tu faci ceea ce spune, să zicem, producătorul sau angajatorul care este. Și atunci, dacă pe mine cetățeanul m-a angajat să merg în Parlament și să duc problemele lui, să-i rezolv problemele de tip, să zicem, legal, financiar sau toate cele, nu, numai în felul acesta. Financiar, asta nu înseamnă că trebuie să-i dau un salariu minim pe economie și el să stea liniștit acasă, că așa îi vine în fiecare lună ajutorul social sau șomajul sau toate celelalte. Nu. Sunt atâtea probleme legate de familie. Trebuie să înțelege și o știm cu toții. Sunt atâția copii care au rămas în țară. Sunt atâtea familii despărțite care sunt în străinătate. Sunt persoane care au lucrat în străinătate și nu știu ce să facă după aceea. Vor să se întoarcă în țară. Și dacă asta să enumerăm aceste probleme, n-am terminat până mâine dimineață. Domnule Nicolae Dina, suntem pe final de emisiune și vreau să vă întreb, de ce să vă voteze românii pe dumneavoastră personal? Pentru că este o vorbă românească. Fiecare cizmar la pantoful lui. Eu cred că sunt omul potrivit la locul potrivit. Am venit de jos, dar dintr-o casă de copii, am muncit necalificat pe șantiere, având calificare, am trecut prin toate aceste etape, am dezvoltat o afacere prosperă,
În primul rând, mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și familiei. Deci acest lucru mi-a dat putere. În momentul în care m-am angrenat sau am spus vreau să candidez, am discutat și cu soția și a zis, măi, omule, tu știi că e greu. Să nu uităm că anul trecut am fost la europarlamentar, am fost precandidat. Și a fost destul de greu și anul trecut. Și am zis, bun, ca să fii candidat este și mai greu. Tocmai de aceea am zis, merg acolo să-i reprezint pe oamenii aceștia care au nevoie, nu de mine, au nevoie să fie reprezentați de o persoană care știe prin ce trec la ora actuală, știe că a fost la fel ca ei, nu faptul că acum mă consider undeva sus, nu, nu, sunt la fel toți cei care mă cunosc și tu mă cunoști de atâta timp, faptul că am reușit anumite lucruri și toate celelalte, am rămas același om. Ne schimbăm, să zicem, fizionomia datorită timpului, dar în rest tu știi foarte bine că orice persoană care a apelat la mine a fost ajutată, sau chiar dacă n-a apelat, știi foarte bine în ceea ce vezi lucrul acesta. Tocmai de aceea eu apelez la cetățeni să voteze PNL Diaspora, candidații PNL Diaspora, pentru ca să-i putem reprezenta. Într-adevăr că s-au făcut foarte multe greșeli în trecut. Eu nu mă leg de lucrul acesta. Toți greșim. Eu chiar îmi cer scuze în numele colegilor noștri care au fost până acum și poate că nu au fost la înălțimea cerută de către cetățeni. Dar eu îi rog să ne dea această oportunitate acum, pentru că este schimbată foarte mult echipa aceasta, chiar 99%, să ne dea această oportunitate de a îi reprezenta așa cum ei doresc. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această seară, domnule Nicolae Dina, pentru vulnerabilitatea pe care ați arătat-o în fața telespectatorilor. Vă felicit pentru deschiderea de suflet de care ați dat dovadă în această seară. Poate că unii dintre candidați, dacă ar fi fost în locul noastră, ar fi trecut sub tăcere anumite momente grele din viață, dar dumneavoastră v-ați vulnerabilizat, v-ați deschis sufletul înaintea noastră și ne-ați spus argumentele pentru care ar trebui să vă votăm. Cred că telespectatorii noștri au înțeles lucrul acesta. Cred că vă vor căuta mai departe, vă vor verifica cu privire la promisiunile pe care le faceți. Deci, practic, noi cum ar trebui să votăm sau pe ce liste să ne uităm dacă vrem să vă votăm pe dumneavoastră? Ok. Tu care mă cunoști de ceva timp, aș dori să te întreb. Îmi permit așa că ne cunoaștem prietenește. Tu care mă cunoști pe mine, știi că am făcut ceea ce am spus? Așa este. Așa este. Invit toți cetățenii să intre pe listele de vot la poziția 6, atât la Camera Deputaților cât și la Senat, în ceea ce privește în listele de vot de la PNL Diaspora, în ceea ce privește lucrul acesta. Și îi invit să voteze PNL, dar pe noi ne găsesc la numărul 6, circumscripția 43, și dacă doresc mai multe informații, mă găsesc pe pagina nicolaedina.es, profilul de Facebook Nicolae Dina sau pagina web Nicolae Dina, și acolo îmi pot scrie, este posibilitatea de a-mi scrie, eu chiar răspund, și pe Facebook îmi pot scrie, eu chiar răspund, toți sunt cei care astea. Nu îmi place să spun cuiva ceva și să nu fac. Dar îi invit să voteze PNL Diaspora, poziția 6 la Camera Deputaților și la Senat. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc mult succes în tot ceea ce vă propuneți. Doamnelor și domnilor, în acea de-a doua parte împreună cu noi a fost juristul Nicolae Dina, antreprenor la Madrid, după cum ați văzut. O experiență de viață tulburătoare, interesantă. Cred că avem nevoie de astfel de oameni în Parlamentul României. Sunt Cornel Drăvășan, vă doresc o seară minunată tuturor. Ne revedem mâine seară.